Bună seara, doamnelor și domnilor. Am întârziat puțin, e trecut de ora 7, dar am avut probleme organizatorice. Acum, însă, iată, ne-am organizat. Eu cu colegul meu din sectorul 5, Gabi cu colegul lui din Bucovina. Încercăm să vorbim împreună despre situația României și a Europei în toiul verii, în plină pandemie, în ajunul campaniei electorale, să vorbim despre probleme, perspective, eventual soluții verzi. Tu patru suntem membri sau simpatizanți ai Partidului Verde. Eu cu Marian Oprițescu, iată, domnul din stânga ecranului, suntem membri ai organizației Sector 5. Gabriel Ursescu e român din Bucovina, plecat în Scandinavia, domnul Doru Rebenciuc înțeleg că e în Grecia, migrant pe o insulă, că Grecia e plină de insule. Puteți să ne spuneți acum și ce fel de insulă și de cât timp sunteți plecat acolo? Sunt, lucrez pe timp de sezon aici în insula Kos. Kos. Insula lui Hipocrates, o insulă turistică, vecin cu Turcia, aproape de Rodos. O insulă frumoasă, dar care a fost lovită și ca acum de minunatul ăsta COVID, prietenul nostru tuturor. Acum sunt originar din Bucovina, sunt membru a Partidului Verde, filiala Câmpunul Moldovenesc. Am participat la o întâlnire cu domnul Florin Călinescu la Iași în luna martie, când a făcut dumneavoastră o vizită acolo, când era Unirea Mică, cu ziua Unirii Mici. Și simpatizăm ideile verzilor europene. Ultima dată și eu am avut o discuție online cu domnul Florin Călinescu și cu un alt artist, Sandu Grecu Basarabian, de ziua Unirii Basarabiei, deci pe 27 martie. Deci pe toți ne leagă ideea de unire. Plutește în aer, dar deocamdată suntem în epoca separării și a distanțării sociale. Chiar azi l-am văzut la televizor pe nu știu care ministru din Grecia vorbind despre condițiile vizitării Greciei pentru odihnă sau pentru orice altă chestie, ci că s-au impus nu știu ce regulă, cu două zile înainte trebuie să trimiți un e-mail, o fișă, că altfel te ține mult la vamă. Știți ceva despre detaliile astea? Este un formular tipic electronic care trebuie să-l completezi cu 48 de ore înainte. Oamenii fiind testați în țările de rezidență, când vin aici se vor testa aleatoriu, dar dai adresa unde te cazezi. E un fel de birocrație și asta. Dar să vedem acum, din 15 iulie ar fi vorba să vină turiștii, dar cine va veni? Că mulți se feresc. Deci mulți au refuzat a completa acest formular. Aici este hotelul, 80% sunt închise. Industria a primit o lovitură bună în Grecia, industria hoteliere, pentru că este baza PIB-ului țării. Au o industrie dezvoltată, să spunem noi, ca imigranți lucrăm așa pe timp de sezon aici, dar lucrurile au început să se mai schimbe și aici, față de noi, na, e puțin mai înaintat. Da, spre deosebire de România, Grecia câștigă mult din turism și acum, iată, e lovită mult din cauza asta. România, da, pentru că nu e prea implicată în niciun fel de economie, trece ca gâsca prin apă și prin crize din astea. Grecii nu sunt obișnuiți, ei sunt obișnuiți să comunice, să fie primitori, să... Oamenii sunt foarte primitori aici, dar uitați că i-a lovit acest prieten COVID care se cheamă și vedem ce o să fie. Păi, și acum, după ce ați făcut dumneavoastră prezentarea, sunteți participant prima dată în emisiunea noastră, provocare și întrebare pentru toată lumea. Ce credeți că urmează? O să avem o vară toridă, sufocantă, dar în care va trebui să stăm în casă sau în stradă, la distanță, cu mască pe figură? Și economia se va duce spre criză globală. Vedem că criza sanitară încă nu s-a terminat, 11 milioane de infectări în lume, 500 de mii, deci mai mult de jumătate de milion de oameni morți, numărul de infectări și de morți crește și în România constant. Nu vă mai spun cei la mine dincolo de Prut, în Basarabia. Deci lucrurile sunt foarte grave. În Mexic am auzit 700 de morți.
ieri sau azi s-au relatat. Deci lucrurile sunt groase și în Grecia sau în sectorul 5, domnul Oprețescu, nu e așa că încă mai sunt oameni sceptici care spun că nu e adevărat. După atâtea evidențe că virusul e adevărat, încă mai sunt unii care spun că nu e adevărat, că e inventat, că cineva ar avea nevoie de nebunia asta. E o nebunie, într-adevăr, se întâmplă odată într-o 100 de ani, dar nu e așa că ar trebui să fim raționali și să nu mai repetăm ca papagali că nu e adevărat. Când, iată, oamenii de știință, medicii ne spun că e adevărat și chiar te ia, tânăr, sănătos, dar îmi bolnav cu comorbidități și în vârstă. Pot să răspund un puțin. Treaba e foarte, foarte serioasă. Aici am înțeles de la unde locuim în Grecia, insulele au fost ferite total. Au închis repede insulele, au fost ferite total. Dar se pune întrebarea acum. Au venit primele avioane, în fine, controlate cu medici la bord, cu un altă, dar după valul care vor veni, populația este îngrijorată să nu se infecteze în continuare. Deci, automat se infectează. Deci, nici nu poți să omori o industrie, dar pe partea aialaltă, populația fiind îmbătrânită aici, este foarte periculos, părerea mea. Acum, ce putem Eu cred că este vorba de un compromis și toată lumea încearcă să facă cumva un compromis și la noi între necesitatea economică să învârtă cât de cât economia și chestiunea aceasta sanitară. Și cred că după valul de relaxare, iată că nu ne putem relaxa chiar așa cum am dorit. Și aș dori să fac o paralelă, fiindcă și la noi există, toată lumea încearcă, toate țările încearcă să-și vândă produsele și serviciile turistice și am văzut multe dezbateri, inclusiv în România, pe această temă. Cum e grecii, sunt curioși să vină în România, dau un exemplu, care au bani, bineînțeles. Grecii vin în România, călătoresc și grecii, dar călătoresc grecii pe timp de iarnă. De timp de vară, toată lumea e ocupată, cine poate, da. Ei fac, grecii vizitează Europa pe timp de iarnă. După ce am înțeles mult. Dar nu acum pe timp de pandemie, că dacă vin în România, intră în carantină 2 săptămâni și nu-și dorește nimeni așa vacanță. Asta e COVID-ul, ce se face? Da, hai să-l lăsăm pe colegul, servus colegul. Da, vreau să-l provoc pe Marian. Am difuzat chiar azi un documentar Rise despre cum unii au început să facă concerte, campanie electorală, pentru că vin acum și alegerile și trebuie să apară că fac treabă bună. Și unul dintre primarii care fac astfel de concerte periculoase în care pun viața în pericol cetățenilor e anume primarul Florea din sectorul 5, pe care dumneavoastră, Marian Oprețescu, îl urmăriți deseori în aparițiile lui, când joi sau miercuri are el o emisiune și apare în direct. Cum comentați? Să vă porniți microfonul, să nu uitați. Cum comentați, iată, cum a zis și Gabi, capra cu varza, cum împăcăm? O să trebuiască și noi să ieșim în stradă, să strângem semnături, să facem campanie, să vorbim cu oamenii, să îi criticăm pe ei, să ne lăudăm pe noi. Dar pentru asta trebuie să comunicăm. Va fi foarte dificil. Deci înțeleg și pe ei care fac concerte și pe ei care stau în casă și se păzesc și care dau reguli, dar cumva trebuie să împăcăm treburile, că nu putem să anulăm democrația, alegerile și competiția de idei. Scuze, m-a sunat cineva pe Viber. Marian, nu te auzi. Va trebui probabil să ieși, să mai intri odată în apel sau pornește microfonul. Dacă ai pornit microfonul, atunci trebuie să intri, să ieși că din apelul ăsta, pentru că Facebook ne joacă feste și a deconectat cumva sunet. Apasă un pic pe ecran și vezi că se vede iconița cu microfon. Și poate nu, păi așa l-a oprit microfonul, deci el știe cum să-l pornească, dar cred că nu funcționează, că mai pățeau alții uneori. Pur și simplu intri, ieși și mai intri odată în apelul ăsta și atunci și să se restabilească, da, microfonul, conexiunea. Da, hai să completez ceea ce ai spus tu. Nu știu în ce sector este piața Progresul, cumva tot în sectorul 5. Da, că e strada Progresul, pornește din 6 și se duce spre 5. Până acum, oricum nu contează. A, sau e la graniță cu 4, parcă. O să ne spun acum și Marian, că eu știe mai bine. Da,
Ideea este cum au putut să câțiva politicieni, în scop electoral, să conviște o piață și atenție. A fost acolo un jurnalist independent care a fost ținut afară, în timp ce alte televiziuni plătite din banii noștri, așa, erau bine mersi acolo. Au fost cetățeni care doreau să intre înăuntru în acea perioadă și erau ținuți acasă, afară, pardon. Și culmea că erau simpatizanți ai PSD-ului, fiindcă primarii care au fost acolo au fost cei de la PSD în special. Deci noi am intrat acum într-o logică electorală, dar mai ales acești nesimțiți care sunt la primării, indiferent de partide, să ne înțelegem. Fiindcă nici ceilalți, care sunt de alte culori și dețin primării, nici ei nu sunt mai breji. Dar și apropo de democrație, până intră Marian și sper să intre cât mai curând posibil, este că democrația în România, în condiții de COVID, este în pericol. Este în pericol orice dezbatere publică. Eu personal am făcut niște inițiative pentru dezbatere publice și am constatat online, atenție, online, și am constatat că o serie de autorități nu sunt interesate de o dezbatere publică online reală, nu mimată. Sau dacă te cheamă la dezbatere, te cheamă doar așa, de azi pe mâine, ca tu să nu-ți poți face un program. Deci este o bătaie de joc la adresa democrației, este o bătaie de joc la adresa transparenței instituționale. Și eu nu știu, că este o problemă foarte mare pentru partidele mici, așa cum este și Partidul Verde, dar încercăm să ne mobilizăm cât mai bine, referitor la strânsul de semnături. Și partidele politice care pot strânge semnături, hai să spunem legal, sunt doar acelea care sunt acum în Parlament. De ce? Fiindcă au rețeaua de primari și consilieri locale, au rețea de stat, se folosesc de statutul lor ca să își facă campanie electorală, să strângă semnături și așa mai departe. Și cei care sunt dezavantajați sunt practic partidele mici, așa cum este Partidul Verde. Eu rog toți cei care, toți membrii și simpatizanții, haideți să strângem rândurile, să avem niște discuții pragmatice pe chestiunea aceasta pentru strâns de semnături, dar prima oară trebuie să ne strângem noi în fiecare județ, în țările din diaspora, fiindcă avem membri și din diaspora, și trebuie să ne gândim la chestiunea aceasta, cum strângem semnături și până când autoritatea electorală permanentă pune public ultimele documente, ultimele schimbări în materie electorală, noi până atunci, noi verzii și cei care ne simpatizează, asociații civice, grupuri civice, etc., etc., trebuie pe fiecare județ, din punctul meu de vedere, să facem cumva niște ședințe și să ne pregătim. Va fi o căsăpeală, efectiv, și trebuie să ne pregătim mental pentru ceea ce urmează. Mă scuzați că am făcut această paranteză, dar este necesară și eu, unul personal, voi încerca de fiecare dată când intru la Verde în față să duc și informații utile membrilor, fiindcă avem nevoie de informații utile. Hai să las și pe Doru să mai spună ceva. Cum se organizează alegerile acolo? Cum este cu democrația? Aici este, deocamdată, au fost un partid de stânga, mai de stânga, Syriza, au pierdut alegerile, au avut un partid conservator, centru conservator, un fel de liberalism ca la noi, dar nici liberalism, în care noi ca emigranți, ce să zicem, ne vedem de munca noastră, dar văd că încep să aplice unele legi cam bune pentru acest popor. Ai cunoștințe câte semnături pentru un partid politic
că suntem vorbind de Grecia, Nu cunosc, deocamdată nu m-am informat pentru această temă. Organizațiile partidelor sunt bine organizate în fiecare oraș, în fiecare comunitate. Nu vreau. Dacă un partid politic vrea să candideze, câte semnături are nevoie ca să candideze la locale și parlamentare? Dacă omul ai zice idee? că nu știe, asta înseamnă că Nu nici nu s-a știu. interesat să participe în viața politică grecească, chiar dacă legile europene îi permit să candideze și să voteze dacă are documente de domiciliu acolo. Dar cum n-au fost Asta alegeri, probabil nu s-a interesat. Nu știu cum o să participați în alegerile românești. La astea locale nu puteți participa decât eventual făcând campanie pe internet sau luându-vă o lună liberă și să veniți acasă să candidați. La cele parlamentare puteți participa și puteți chiar candida, nu? Vot electronic? Deocamdată avem doar în plic. Da, doar în plic. Exact, aici se exact. Votează și electronic și... Deci grecii ne-au luat-o înainte, frații ortodoxi, pravoslavnici. Dar nu. Acolo votul electronic a fost impus de diaspora din America și diaspora din Australia. Și la noi, dumneavoastră sunteți în ipostază de diaspora, ar trebui să insistați să cereți. Dar vedeți, iată, noi de acasă partidul cereți și dumneavoastră din diaspora. Diferența dintre o diaspora grecească din Statele Unite și Australia este mare diferență față de diaspora noastră, pentru că acolo niciodată noi să auzi în Australia sau în Statele Unite ca un român să jignească un alt român. Se ajută foarte mult. Biserica ajută cumva cu un loc de muncă. Cu mulți greci ne povestesc asta. Dar noi, ei vin tot, se duc unul după altul și ei sunt pe caz de 40 de ani, 50 de ani. Deci, da, vorbim despre altă... Da, situația din Grecia nu cunosc așa prea bine pentru că lucrez numai pe sezon aici. Iarna venim acasă în Bucovina, la care participăm și noi ca simpli cetățeni la dezastru care este la noi în țară, în special în Bucovina. Un județ care e prăduit oră de oră, zi de zi și ceas de ceas. De păi care? Nu sunt mai multe județe Bucovina? Eu nu cred că e numai unul. E, numai Suceava-i Bucovina. Istoric, numai Suceava-i Bucovina. A, da? Da. Restul este Botoșani, Piatra Neamț, e Moldova. Suceava este Bucovina în Suceava și Bucovina în Ucraina, care a rămas în partea ucraineană. Exact, am vrut să întreb de Cernăuți. Ce, au graniță comună, regiunea Cernăuți cu județul Suceava? Da, bineînțeles. Ok. Au graniță comună cu... Vama Siret și erau micile puncte de frontieră deschise, acum sunt închise și cam asta e. Și Ținutul Herța făcea parte din Bucovina istorică sau e altă? Că tocmai zilele astea, pe 28 iunie, se vorbea despre Ținutul Herța, care a devenit victima unui creon prea gros pe hartă și a intrat în Uniunea Sovietică dintr-o eroare în 40. Cam așa, istoric a fost, Bucovina a fost o monedă de schimb între imperii. Asta da, dar Ținutul Herta a avut chiar o soartă aparte. Da. Ce să spun? Mai trebuie să vorbim și despre Maramureșul istoric și despre Bugeac, dar o să vorbim poate altă dată. Doru, eu sunt curios de o chestie. Părerea mea, să mă ascultați. Avântul este mare în Partidul Verde. Deci toți vrem să facem ceva, trebuie să ne organizăm. Dar atenție, posibil să fie intrat în Partidul Verde și oameni care nu sunt la locul lor. Asta este. Mulți aleargă ca o funcție, în România o funcție politică este o meserie. Deci o meserie, să fii politician în România e meserie, nu? Ești servici de 8 ore, care politicianul e corupt la noi. Deci din start cum a intrat poți să fii corupt. Părerea mea că cine Bun. Conduce Partidul Verde și va conduce, trebuie să aibă foarte mare... Trebuie să fim antisistem, deci ceva altceva decât alții. Eu am să vin cu o precizare. Noi suntem câțiva, și nu câțiva, de fapt fiecare membru simpatizant ne poate sesiza cazurile legate de integritate,
și cazurile de oportuniști. Și răspunsul ai chiar Florin Călinescu spune des de chestia asta și chiar de curând am avut un caz în care, nu am să dau detalii, dar am forțat persoana respectivă ca să-și dea demisia, fiindcă au făcut o chestie gravă și nu trebuie să tolerăm așa ceva. Iar domnul Florin Călinescu și mulți care suntem în coordonarea acestui partid nu vrem să tolerăm oameni care vor să își bată joc de acest proiect. Vorbim la modul serios și da, suntem conștienți că se vor înscrie unii și alții, mai mult sau mai puțin ciudați, dar trebuie să spunem clar, Partidul Verde este un partid de oameni inteligenți, de diferite vârste, femei, bărbați, și care doresc ca acest proiect să reușească. Și poate nu degeaba domnul Florin Călinescu a ales Partidul Verde, fiindcă este o latură politică, să zic așa, civico-politică, de care este mare, mare nevoie. Și dacă ne uităm la ultimele rezultate din ultimii ani ale verzilor, ei cresc de la an la an, fiindcă lucrurile sunt atât de grave, nu numai pe parte de mediu, cât și pe parte de economie, de sustenabilitate, de educație, digitalizare și așa mai departe. Practic, Partidul Verde a făcut pionierat din multe aspecte, și educație, și economie, și alte lucruri, transport. Și iată că alte partide mai mari, practic, copiază direcția verzilor per ansamblu. Dacă vezi că acum cei care au tăiat păduri, guvernul de 30 de ani care a tăiat păduri, își rupe cămașa în două, că ei vor face și vor drege, dar de fapt pică miliarde de ron din tăierii ilegale, dar ei sunt iubitori ai naturii și pleacă garnituri întregi către, vorba aia, vin pomii din Austria în România, așa sunt ei nemernici să ne mintă. Vedem care este problema cu gropile de gunoi. De fapt, aerul din România este foarte, foarte curat. Mă înțelegeți? În ghilimele, bineînțeles, și sunt sarcastic la ceea ce spun acum. Deci, lucrurile sunt foarte grave și noi, verzi, avem soluții. Și trebuie să spunem clar, se pot crea locuri de muncă, zeci de mii, poate chiar sute de mii, direct și indirect, și din aceste locuri de muncă, din amenajări, din industria reciclării și așa mai departe, se pot crea locuri de muncă. Atât la orașe, atât la orașele de provincie, atât la comune. Turism, amenajarea teritoriului și așa mai departe. Doru, cum, o întrebare pentru tine. Cum da. Văd grecii problema cu mediul? Eu știu că este altă geografie acolo, dar unele probleme sunt comune, cum este poluarea aerului, Atena, sau problemele legate de poluare. Cum e în Grecia? Aici observ că da, insulele se păstrează curate, deci au interes, dar de exemplu aici au o putere foarte mare Ministerul Culturii și al Arheologiei, cum ar veni arheologii, dacă găsești, grecul face bani și din piatră. Pentru că dacă au găsit trei pietre mari și au scris acolo că este al lui Platon, aia devine punct turistic și o portiță și un ghișeu și încasează acolo un euro pentru vizita acelei pietre. La noi s-au distrus site-urile arheologice. Și mai pune și un restaurant acolo, mai pune un chioșc cu suveniruri. Exact. Mai vine și un autobuz. Oleg. Ce fac cu deșeurile? Că nu cred că nu produc gunoaie grecii și turiștii. Ce fac cu ele? Le separă, le reciclează? Că sunteți pe insulă, nu le aruncați în mare și nici nu le urcați pe vapor să le duceți pe altă insulă. Acolo, pe loc, ceva faceți cu ele, nu? Ele sunt puncte de colectare, se reciclează pe continent.
Deci toate se cu plasticul astea, toate se duc, sunt vapoare speciale care vin, le iau și le duce pe continent la punctele de reciclare. Ei sunt în față, puțin față de noi. Deci au fost conștienți că din turist treci, dacă e murdar, n-ai cum să... Uite sunt că e... mai aruncă și una parte în alta parte, dar în general e frumos. Uite, aici este o chestie, Doru zice o chestie interesantă, mi-aduc aminte, nu, pentru că acum au fost inundațiile și au ieșit la suprafață hectare întregi de peturi pe luciul apei, dar mi-aduc aminte de ani de zile acele fotografii abominabile de la Bicaz și din alte lacuri. Din delta, de la malul mării, de pe Dunăre și așa mai departe. Deci alea sunt practic locuri de muncă. De ce spun așa? Deși nu pare, asta este, fiindcă ar putea da la o parte din localnici, ar da loc de muncă și prin curățenia locului respectiv, turiștii ar fi atrași să stea acolo. Dar la noi este exact invers. Toată lumea întoarce capul. Doru, sunt grecii mai conștiincioși, au un spirit mai civic, sunt mai... Cam cu cât așa, să zic așa, din 10 români, 9 aruncă petul pe stradă. Din 10 greci, câți aruncă? 3. 3. 3 și... Mulțumesc. 3, 3, cam așa. Bun, acum hai să facem să și glumim. Din 10 români, cât îți fac cruce și din 10 greci, cât își fac cruce? Păi, cam egal aici. Cam egal. Oleg, nu te auzi? Scuze, apăs un buton și uit de el. Suntem cam la egal, 9 din 10 români și greci se cred credincioși și... ortodoxi. Da. Dar la fapte vedem multă ipocrizie. Dar cum facem să schimbăm dar mentalitatea dacă credința nu ne ajută să fim mai civilizați? Cum fac grecii totuși să fie și credincioși și civilizați? Ceva, nu știu, funcționează legile, dar tradiția, dar cultura. Ei au cultură antică, dar noi n-am prea moștenit de la daci nici scris, nici vorbit. La școală funcționează educația. Așa. Deci copiii merg la adunat de gunoi, cum făceam noi muncă patriotică pe vremea, am văzut și la televizor reportaj, vin copiii, clasele, strâng gunoaie, plajele, le curăță, în insulele mai mari, să zicem, cam Creta, cum e Rodos, cum... sunt acțiuni școlare, ca și cum au fost pe vremuri la noi, care, da, cumva mergeam la curățat în oraș, în parcuri, la... făceam muncă patriotică. Aici încă se mai face așa ceva, deci ei sunt prezenți cu treaba asta. Deci are efect astfel de educație, nu e propagandă. Sunt turiști străini, am observat niște asociații umanitare sau ceva turistice care tot așa, vin turiști și se adună 1, 2, 3, 10 și au sacuri și curăță plaja oamenii. Deci că ești conștienți că vin și la anul aici. Deci sunt conștienți europenii nordici, sunt, vin și strâng și păi, la anul tot în Grecia vin. Să fie ceva curat. Dar comparativ, amenzele o fi mai mari la ei sau nu e secretul în amenzi? Puțin mai mari, puțin sunt amenzi mai mari. Sunt mai mari. Am văzut acum pe pandemie s-a respectat, trebuia să respecti, au respectat legea cu mască, să stai acasă, să fii puțin mai conștiincios ca noi. Și poliția mai intransigentă, mai rigidă sau... Da, e cam. Nu se lasă cumpărată sau vă rog frumos? Nu-i cu vărul, nu-i cu cumătru, nu-i cu... Mai este și aici, așa cu scăpări, dar cred că... Problema este cu emigranții. Deci greci au fost loviți din 2015 valul de emigranți care au venit. După aceea au suportat aici foarte mult. Prima criză, acum a doua criză pentru acest popor și cam greu. Dar chiar aș uita toată lumea de migranții care rupeau gardurile când Turcia le-a dat drumul din lagăre. Pentru că a apărut pandemia. Dar ce s-a întâmplat cu migranții? Ce au rupt gardurile, au ajuns în Grecia? Ce se spune acolo? La televiziunile din Grecia probabil se vorbește. Unii au mai fost oprit. Aici sunt și centri de deplasamente care reține migranții. Există și în cost, dar ei primesc o sumă de bani, nu știu cât exact ce să vă zic, o sumă forfetară ca să poată să trăiască și de aici pleacă pe continentul de să fac
țară eligibil vine către Europa. Deci i-au chemat europenii, asta nu mai știu nici eu. Nu i-au atunci chemat, oamenii fug de război, fug de sărăcie, nu i-a chemat nimeni. Da, dar că Europa are destui lucrători din Europa de Est, din țări prospere. Are, dar nu văd la reportaje la televizor, n-am văzut căpșunari pakistanești sau căpșunari din Afganistan să lucreze cum lucrează căpșunari români în Spania, sau în Italia. În schimb, avem lucrători vietnamezi și de care vrei aici, la noi, în România, pe schele, văd asiatici de toate culorile. Asta e o afacere de un business a patronilor. Eu nu cred că este o afacere, fiindcă așa vrea cineva. Este o necesitate. De ce? Fiindcă mulți români, trebuie să o recunoaștem, în loc să lucreze pe 5-600 de euro, sau poate chiar și 1000, fiindcă și în România un meseriaș bun nu câștigă 1000, câștigă 1500, 2000 și așa mai departe. Sunt asemenea oameni, eu îi cunosc personal, dar ăștia sunt aia care sunt buni și care sunt apreciați. Și, dar toată lumea care are sau nu are o diplomă, mai ales în domeniile astea, are pretenția să câștige 4-5 mii el neprestând o muncă de calitate sau bătându-și joc de munca pe care o face, culmea că își dorește și mai mulți bani dacă se poate. Deci, la momentul actual, eu vorbesc de nivel de Arad, da? Eu m-am chinuit să găsesc un electrician bun și serios. Până l-am găsit, a trecut câteva telefoane, vreo 2-3 săptămâni, care să-i spun, uite, dom'le, asta am de făcut, cât mă costă? Păi zice, uite, cam atâta. Dar zic, eu vreau să fie treaba terminată. Abia l-am găsit. Ceilalți doi care am avut înainte, păi zice, tu vii din străinătate, tu ai bani. Și bani mulți, și lucrarea făcută prost. Mă înțelegeți? Deci despre asta este vorba. Culmea, că pe ăștia neserioși îi găsești lucrând dincolo. Și culmea, acolo, poate să presteze bine. De ce? Eu asta mă stau să mă gândesc. Sau în Bucovina dau un exemplu. Sunt mulți care au hectare de teren, pot face acolo o chestie pe zoo, dacă se poate, culmea că nu merge treaba și preferă să meargă să lucreze la negru, bineînțeles, mulți dintre ei, că asta este adevărul, și să facă supraviețuire undeva prin Spania, Franța, Italia, în loc să stea bine mersi în Bucovina. Apropo de Bucovina, hai să spunem că atât o lăudăm Bucovina noastră cu pensiuni, cu primim cum vin din Ardeal, din Transilvania vestică, că din vest se vine tot către est, întâmpinăm oaspeții cu o groapă de gunoi, cât de curând, pasul mestecăniș. Exact, da, da. A doua, cum vedeți dumneavoastră când vin Bucovina, toate pensiunile arată frumos pe din afară. Arhitecții le-au luat banii la oameni, da? Cu fonduri europene. Le-au luat banii, au construit frumos, dar ce fac respectivii care dețin pensiuni? Se duc în mall-urile mari și cumpără produsele din carne, din lapte. De unde atunci, de ce bucovinianul adevărat care este crescător de animale și de producătorii nu pot să-și vândă marfa? Și atunci deci aici, Bucovina, da? Și mâncă carne din Ungaria și pui din Polonia și cartofi din Egipt. Și am mai auzit o chestie interesantă, fiți atenți. Deci, noi suntem băgați și în campania pentru salvarea albinelor și fermierilor. Și cine vrea să semneze online, să intre pe www.partidulverde.ro și să semneze acolo, vede un articol despre albine și fermieri și să semneze online acel formular. Mai avem nevoie de aproximativ 5.000 de semnături ca să facem cota de țară. Și apropo de albine, ieri sau alaltă vorbisem cu cineva și a spus, domnule, mierea din România, în special pe partea de Transilvania, este cumpărată de firme ungurești
dusă în Ungaria, vândută prin Europa ca și miere ungurească, dar de fapt este românească, și uite așa, fermierul român este slab plătit. Nu ar fi mai bine ca să existe niște asociații puternice care să scape de acești intermedieri? Adică, păi frate, miere românească, etichetă ungurească și vândută nu știu unde și la preț scump, când românul și-ar putea vinde produsele. Dar cred că aici este o problemă și problema și acestor asociații. Nu știu să își valorifice produsele. Cred că aici este problema. Și ce am văzut acolo pe voi în Bucovina, și nu numai în Bucovina, nu au spirit asociativ. Și nu înțeleg că dacă ei ar face asociații pe fiecare voi, dau un exemplu, și-ar putea apăra mult mai bine interesele. Fiindcă firmele care produc lapte, clar că ele vor un preț cât mai mic posibil. Și atunci nu li se mai rentează la un fermier să crească vaci. Mai bine le vinde sau le taie și se scapă Păi de ele. Exact. șeptelul de animale a rămas ca un sfert. Nu sunt de profesie, nu cunosc, dar văzând cum am fost noi învățați în trecut, șeptelul de animale, că am fost că la noi era baza creșterii animalelor în Bucovina, nu a oilor, oile erau în Ardeal, în Sibiu, în părțile alea Hunedoara, a fost la un sfert. Acum se închid și fabricile de lapte, am citit ceva pe internet, la Dorna și la Floreni. Se închid și astea de două. Fabrica de la Câmpul Lung, care mai funcționează, și atât, la Câmpul Lung Moldovenesc. O fabrică de mobilă care s-a distrus la Câmpul Lung Moldovenesc, 1.000 de oameni care lucrau. Deci, unde aveam Da, pădure, păi nu? asta nu se Din mai ce face au venit? mobilă, produs Distrusă. finit. Da. Exact. Din ce au venit? Că au venit suedezii de la IKEA, nu? Au venit suedezii de la IKEA, au făcut un punct de, o mini fabricuță Schwedwood, un punct de lucru la Siret, au lucrat câțiva ani. Când a văzut că este birocrație și hoție în țară, mă scuzați de expresie, oamenii au plecat. S-au mutat în Ucraina. Sau în Polonia, mi se pare că așa. Da. Au plecat din țară în investiții. Ce a venit investitori austriac, cu strâmbe și cu alai mare, și-au făcut una la Sebeș și una la Rădăuți. Mastodonte care închide tot lemnul, care brazi la 20, Gabi poate știe, că din Bucovina, un brad la 30 grosime la crește în 40 de ani. Se taie tot și, ca să se îmbogățească cine? Votanții și votanții și votanții acelui partid care este, zicem, PNL-ul la dau cu nume, înainte era PSD-ul, cine i-a adus pe austrieci? PSD-știi, cu Ion Iliescu, nu? Năstase era prim-ministru. Apropo de votanți, Da. colegul nostru de partid și al dumneavoastră de diaspora, Eugen Trif din Germania, zice: de o săptămână primesc invitații de apreciere ale paginilor unor oameni politici din județul de Baștină. Cum le dau un like, cum încep să văd postări cu participări la mai știu eu ce asfaltări sau alte minuni din astea căzute din cer. Mi-aș dori să schimbăm legea și să fie alegeri cât mai des. Și eu am ideea asta de mult timp. Să fie o dată în an alegeri. Toamna, să numărăm Va fi boboci. un O dată concurs alegeri acum. locale, o dată alegeri parlamentare, după aia alegeri prezidențiale și europarlamentare. Deci în fiecare an să avem alegeri și să scurtăm mandatele ca să-i punem la treabă dacă ei lucrează numai în Exact. campanie electorală. Ce părere aveți de asta? Îmi Așa e. aduc aminte, l-am contrat pe fostul primar al Aradului, a fost în cartier, mi se pare că se numea Durel Popa. Și individul a murit din păcate, odihnească se în pace. Și tot s-a luat de mine: cum ai îndrăznit să te legi de un primar? Ce a făcut primarul și cum fac și alții, de fapt? Înainte de alegeri, a asfaltat peste noapte câteva străzi într-un cartier care veșnic avea probleme cu canalizarea, cu, ca de obicei, știți, după o ploaie. Și, bineînțeles, a fost același răspuns care îl vedem și astăzi. Au dat vina pe vechea moștenire, că nu s-au deblocat programele, că nu s-au accesat
proiectele și uite așa. Rugămintea mea pentru fiecare membru și simpatizant și nu numai, să contreze de fiecare dată acești edili și să le ceară socoteală pentru orice proiect unde este banul public în joc. Numai așa o să reușim să punem presiune pe ei și da, la următoarele alegeri trebuie să mergem și o să vedeți acum o pleiadă de asfaltări pe timp de noapte, pe timp de ploaie, pe după inundații, o să vedeți și pe mii de modele de borduri, panseluțe, cum se măstrăzi care nu au fost măturate și curățate de ani de zile, le veți vedea curate și Oleg zice bine să facem mai des alegeri. O întrebare pentru toți. Cine poate, poate și Gabi din Suedia poate să meargă și doresc să viziteze. Domnilor, dacă aveți o dată în viață și posibilitatea, eu aș vrea să plec. Să vizităm statul Singapore, care acum 30 de ani era o Românie cum e acum. Ce s-a întâmplat acolo? Am stat de vorbă cu oameni greci, niște medici care au fost în vizită acolo. Deci au tranzitat, au vizitat. Au avut lideri. Dacă au avut lideri, dacă ai lideri, n-a fost dictatură acolo. Deci respectivul prim-ministru și-a sacrificat și vărul, că era corupt. Și în 3 ani de zile, noi suntem o țară bolnavă. Deci, suntem o țară bolnavă. Dacă suntem murdari, nu trebuie să facem baie. Fiecare individ nu se spală. Așa trebuie făcut și cu România. Deci, un model care e acum în lume. Deci cam toți copiază modelul ăla. Și americanii au copiat unele state din America. De exemplu, în Seattle, cu 10 ani în urmă, a văzut modelul ăla că merge. De ce nu se poate și la noi? Părerea mea. Eu sunt adept place ideile care nu din toate, dar câteva se pot aplica. A noi corupția, dacă e corupție, nu avem nimic. Putem vorbi și să facem planuri, asta e o corupție care... Iată, mai alaltă ieri Germania a preluat conducerea Uniunii Europene, cum se numește, președinția Consiliului Uniunii Europene, cum a fost și România prin rotație, jumătate de an. Și paradoxal, Germania pune accentul pe supremația statului de drept, supremația legii. Dar la ei legile funcționează de mult, adică ei se gândesc că Uniunea Europeană nu prea merge pentru că în prea multe țări legile sunt făcute, dar ignorate și încălcate inclusiv de cei care le fac. Și Germania a pus asta pe agenda. Băi, oameni buni, toți ar trebui să respectați legile dacă vreți să funcționeze treaba. Da. Este probabil că asta se întâmplă în Singapore, nu? Că au aplicat legile care ar trebui să fie obligatorii pentru toți. Nu că dacă ești cu mătru, dacă ești văru, dacă ai fost cu mine la facultate, se iartă. Eu sper, unul la mână, mă bucur că Germania ia președinția într-un an foarte dificil. Atenția a fost preluată de la Croația, dacă nu mă înșel, și Croația deși este de curând în Uniunea Europeană, a gestionat toate aceste probleme foarte bine și cu COVID-ul, o țară mică, rețineți. Și mă mai bucur încă o dată de ce a luat Germania această președinție tocmai într-un an și electoral. Și mă bucur că în Germania sunt mulți adepți ai verzilor în Parlament și cred că s-ar putea să ne vedem niște vise împlinite în ceea ce privește justiția, dacă tot vorbim de justiție, stat de drept, etc., etc. Și cred că noi, verzii, trebuie să bistunăm un pic mai des, inclusiv pe colegii verzi. Noi o facem oricum, dar cred că în acest an trebuie să facem mai des decât de obicei. Atât pe partea cu de mediu, păduri, aer, apă curată, deșeuri, dar mai ales în ceea ce privește statul de drept și, atenție mare, presa liberă. Eu, unul personal, îmi doresc să avem 30-40 de site-uri, toate independente, să concureze fiecare pentru cel mai
adevărat reportaj, dar la noi constatăm că într-un an electoral găsim doar site-uri și ziare și așa mai departe toxice. Nu mai știi unde să cauți o informație bună fără să fie toxică. Deci efectiv navighezi în această coloratură de știri false. Și în campania electorală dezinformarea va lua amploare, că sunt și interese interne de a duce de căpăstru electoratul și interese externe să stârnească zâzanie. De asta vin și fake news-urile despre COVID că nu există, despre pericolul 5G și a vaccinului obligator cu chipuri și cu alte tâmpenii. Și o populație semidoctă, o populație analfabetă e ușor de isterizat pe orice temă. Și după aceea o folosești cum vrei, masa asta de manevră. De asta e bine să investim în educație. Nu știu, cred că în Singapore s-a investit în educație foarte mult și e un exemplu de urmat. Și nu numai în Singapore, toată acea zonă, dacă ne uităm la testele PISA, pe educație și nu numai, și pe cercetare, dar să ne referim la testele PISA, cele faimoase teste PISA, marea majoritate a elevilor cu constant în topul rezultatelor, Singapore, Hong Kong, Taiwan, China, Japonia și așa mai departe. Nimic nu este întâmplător. Sau țările Scandinave, unde ești tu, Gabi, și acolo tot o duc cu rezultate strălucitoare la educație. Vedeți? Da, ei, Scandinavii, aici este în special suedezii, ei au pus accentul pe educație și pe cercetare, pe gândire creativă. Așa se explică faptul că, deși o țară mică, ca și populație, are un număr destul de semnificativ de cercetători și oameni care au luat premiul Nobel. Eu întreb, noi dacă tot ne rupem cămașa și sutienul și părul că suntem cei mai deștepți, cei mai frumoși și așa mai departe, ei bine, eu cred că avem doar un premiu Nobel, dacă l-avem. Nu știu exact, nu vreau să inclu. Și Ungaria, până și Ungaria are 4 sau 5 premii Nobel. Și lucrul ăsta trebuie să ne pună pe gânduri. Foarte, foarte serios. Avem Nobeluri, dar de oameni care au plecat de la noi și s-au realizat în altă exact. Parte. Dacă nu mă înșel, s-ar putea să greșesc. Herta Müller a luat ultimul sau poate singurul premiu Nobel, nu știu exact, dar asta știu sigur și poate nu întâmplător vine mai des în Suedia, unde este apreciată, unde este chemată la tot felul de dezbatere, emisiuni, în timp ce la noi, asemenea personalități, nici măcar nu li se răspunde la telefon. Deci este jenant. Precizăm că e vorba de o scriitoare care a luat Nobelul pentru literatură. Exact. Din România, dar de scriitoare, scrie în română, dar e de etnie germană, parcă, nu? După numele exact, de seama. Din Timișoara. Și ca să termin această propoziție, trebuie să spunem verde în față, până la urmă, să ne vedem nivelul și să vedem ce putem face mai departe. Eu doar așa văd lucrurile. Fiindcă dacă nu reușim să ne vedem în oglindă adevărata față, atunci nu mai putem să avem pretenții pentru un viitor mai bun. Doru. Tot colegul nostru din Germania, Eugen Triv, zice pot să vă spun că mierea românească nu e prea bună de calitate. Și suntem foarte departe de Germania la produsul mierii. Aici totul este controlat de autoritățile abilitate fără părtinire sau mituire, cum se face la noi. Aici poți vinde mierea direct la marile magazine, sub sigla producător local, și în acel moment vânzarea ta este colosală. Pentru că funcționează legile, pe când la noi se fac mișmașuri și iată, au de suferit și producătorii.
Tot Eugen comentează, repunându-se la punct din nou sistemul de creștere al albinelor, am putea să devenim un jucător important al acestei piețe. Pe lângă asta ar trebui să cultivăm și fenomenul consumului de miere. La câtă pajiște sălbatică avem în România, am putea produce miere pentru jumătate de continentul european. Iată, omul cercetează fenomenul fiind în Germania. Da, 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 așa este, așa este. Și poate nu întâmplător, Germania a fost prima țară care a făcut cota de semnături pentru petiția aceasta, inițiată o inițiativă a societății civile din Europa, așa și spune inițiativă civică europeană, și România cu ceva ajutor din rândul fiecăruia dintre noi poate să fie a patra țară. Și dacă tot a venit. Dar nu putem compara cota Germaniei cu cota României. Probabil la Germania e cea mai mare, fiind și populația cea mai numeroasă, da, nu? Exact, și iată da. Ei exprimi. Exact. Este bine de știut că această petiție se poate semna și online, indiferent din țările în care sunteți. Dacă sunteți în Italia și așa mai departe, fiind online, voi puteți să o semnați de oriunde, de pe tabletă, telefon și așa mai departe. Urmați acele instrucțiuni. Este pe www.partidulverde.ro. Intrați, dați click acolo și uite așa reușim să facem cota de țară. Lucrăm deja la un video pe tema asta și mai e o chestie interesantă. Cel mai citit articol de pe site-ul Partidul Verde este cel cu albinele. A trecut de 10.000 de cititori, ceea ce înseamnă că suntem interesați de pentru acest aspect. E vorba de o inițiativă cetățenească și oamenii pot participa la chestia asta. Noi îi invităm să participe și în viața de partid, să adere la partid, să intre în organizațiile din diaspora sau din țară, mai ales acum că vin alegeri și pot chiar să participe, să apară pe liste, să candideze și poate să ajungă în consiliile locale, că altfel nu prea poți influența treburile în localitatea, în regiunea ta, dacă nu intri în politică și dacă nu nimerești în consiliile decizionale sau în funcție de primar. Exact. România este o Bucovină, să zic așa, mai mare, este frumoasă, dar prost gestionată. Asta este, așa îmi place mie să spun. Și trebuie să înțelegem că dacă nu spargem acest monopol PNL, PSD și PMP, fiindcă mai sunt și aceste partide, de fapt este un mare USL, să zic, o mare familie de mafioți politici, dacă nu spargem acest monopol, având curajul să candidăm la consilii, la primari, să fie competiție internă în partid pentru locurile la parlamentar și să ducem cei mai buni și activi oameni acolo, atunci nu se vor schimba mare lucruri. Dar eu cred că alături de această echipă care se formează atât în țară și în diaspora, atunci lucrurile se vor schimba. S-ar putea, eu zic că s-ar putea să fim surprinși acestor alegeri cu condiția să adunăm semnăturile pentru a candida la locale și parlamentare. Deci lumea să vină la noi. Și acum spre final, pentru că avem aproape o oră de când vorbim, provocare pentru domnul Doru Rebenciuc, el fiind departe, pe o insulă, dar alegerile fiind după colț, deja au fost stabilite data 27 septembrie, se implică sau nu? Participă, vine acasă sau ne susține de departe? O susține de departe cum pot, deocamdată să vedem ce mai va fi. Eu zic că de departe, dar cum poate? Și ăsta este un exemplu pe care îl putem discuta, chiar dacă sunteți în diaspora, dați telefon, dați SMS la neamul pe cine să voteze și dacă găsesc prieteni, vecini care vor să se implice politic. Vot electronic, trebuie să insistăm, poate să facem proteste, nu știu, ceva, ieșiți, aveți un consulat, ceva, în insula aia, cos, ieșiți și protestați la consulatul României. De asemenea, cei din țară și ei pot la fel să identifice dintre neamurile sau prietenii din diaspora, oameni care vor să activeze la Partidul Verde Diaspora, să se înscrie. Partidul Verde Diaspora a crescut ca un
o frumos harap alb în câteva luni cât a crescut în alte condiții, în alte județe, ceea ce este un lucru foarte bun. Haideți, suntem peste tot, în Canada, în SUA, în Suedia, în COS, vorba aia, în Bucovina, Dobrogea și celelalte zone. Eu zic că trebuie să schimbăm lucrurile doar prin implicare. Implicarea oamenilor tineri și profesioniști care pot face ceva pentru această țară. Că altfel, așa o să fie și 100 de ani tot. Tinerii au nevoie și de ochiul de vultur a unui senior sau pensionar. Da. Fiindcă de multe ori o vorbă bună de la un om cu experiență, trecut prin viață, contează foarte, foarte mult. Da. Mulțumim foarte mult pentru participare. Precizăm, Partidul Verde nu e partidul tinerilor și nici al vârstnicilor. E un partid inclusiv pentru toate categoriile sociale. Și vă așteptăm la Partidul Verde. Această emisiune o facem în fiecare zi de luni, miercuri și vineri de la ora 7. Eu sunt Oleg Brega, mă ajută la comoderare Gabriel Ursescu din Scandinavia. Astăzi oaspete ne-a fost domnul Doru Rebenciuc din insula verde Kos. Merge în față să le spunem la toți. Așa să le spunem. Îmi pare rău că domnul Marian Oprițescu din sectorul 5 București a avut probleme tehnice. Am înțeles că microfonul de la telefon i s-a defectat și de asta n-a mai putut să intre. Dar o să mai prindem ocazie și o să intre omul să se exprime. Totuși a mai fost până acum, nu ar fi fost prima dată. Multă sănătate. La revedere. Numai bine, sănătate tuturor. Vedem față. La revedere.